Astăzi vreau să discutăm despre încă un lucru foarte la modă și anume detoxul, dar cu precădere aș vrea să-mi spui care e viziunea ta despre detox, pentru că toată lumea încearcă cu diferite pastile, sucuri, doar cu un aliment anume o săptămână întreagă și aș vrea să-mi spui care e de fapt cheia a face din acest detox ceva ca la carte. Păi, în primul rând, Narcisa, și îți mulțumesc pentru întrebare, una foarte valoroasă și, da, la modă, pentru că, din păcate, detoxul pare că ar fi, de fapt, acea soluție magică, acea pastilă minune care vine să curețe tot ce am creat noi o viață întreagă. Și este fals. Putem să ajutăm organismul să facă detoxifiere, adică eliminarea anumitor compuși pe care ajungem să-i conținem. Însă să nu uităm că organismul are propriul sistem de autodetoxifiere. Atât de performant și atât de fabulos, pentru că Dumnezeu ne-a creat fabuloși. Și acest sistem de autodetoxifiere constă în detoxifierea la nivel celular, prin intermediul autofagiei, detoxifierea la nivelul tubului digestiv, detoxifierea la nivelul ficatului și rinichilor, detoxifierea prin drenajul limfatic. Principale procese de autodetoxifiere pe care organismul le deține. Însă, din păcate, din cauza stilului de viață nesănătos, din cauza sedentarismului, din cauza alimentației junk pe care o mâncăm, proestrogenică, ajunge să punem aceste sisteme de autodetoxifiere în impas și să nu-și mai facă treaba singure sau la randament ridicat, așa cum ar trebui să fie. De exemplu, sedentarismul. Sedentarismul vine și lovește direct în sistemul limfatic, în drenajul limfatic. Pentru că drenajul limfatic are și scopul de autodetoxifiere. Însă, în momentul în care noi suntem sedentari și nu ne mișcăm, ce crezi că se întâmplă? Băltește limfa noi. De ce? Pentru că avem două sisteme circulatorii, sistemul sanguin și sistemul limfatic. Sistemul sanguin are pompă proprie, inima, noi nu trebuie să facem nimic, inima bate, sângele se pulsează în tot corpul. Sistemul nostru limfatic nu are pompă proprie, noi suntem pompa lui proprie. Și dacă noi nu ne mișcăm, suntem super sedentari, cine face drenajul limfatic? Pentru că nu se mai creează corespunzător și ajungem să băltim și să băltească în noi toxine care nu ne folosesc. De asemenea, dacă mergem la nivel de tubul digestiv și acolo, cu o alimentație nesănătoasă, o alimentație junk, ajungem să stocăm rezidu intestinal între pliurile colonului, extrem de toxic, pentru că dacă stă foarte mult timp acolo, se inflamează și devine cancerigen. Practic, purtăm în burta noastră în fiecare zi un sac de gunoi care nu este al nostru. Dacă mergem inclusiv la nivel de ficat, la nivel de rinichi, ajungem să stocăm compuși care nu sunt sănătoși, calculi renali, calculi biliari, care vin tocmai într-o alimentație și într-un stil de viață nesănătos. Și în unele patologii, dar în special de la un stil de viață nesănătos. Și dacă mergem mai departe la detoxifierea celulară, vorbim despre autofagie. În momentul în care faci fasting, cum este și conceptul de intermittent fasting, da? În care o bucată de timp mănânci și o bucată mai mare de timp din zi nu mănânci. De exemplu, 8 ore mănânci, 16 ore faci fasting. Intermittent fasting și autofagia are la bază un premiu Nobel luat în 2016 de către un cercetător fabulos de origine japoneză care peste 25 de ani a documentat autofagia. Această capacitate a organismului de a se autocurăța la nivel celular. Adică avem în noi aceste beneficii, aceste procese, aceste capacități de autodetoxifiere. Însă de cele mai multe ori ajungem să punem organismul în impas atât de mare din punct de vedere al alimentației total nesănătoase pe care o mâncăm, din punct de vedere al sedentarismului, din punct de vedere al stresului care ne bombardează organismul cu cortizol de dimineața până seara. Facem baie în cortizol, suntem o piscină de cortizol în care facem baie de dimineața până seara. Și atunci, sistemele astea de autodetoxifiere nu pot ajung într-un impas și nu pot să mai facă treaba așa cum ar trebui, pentru că altfel, organismul ar trebui să aibă, dacă aceste sisteme ar fi eficientă în absolut orice situație, de ce mai avem grăsime viscerală în corp? De ce mai avem colesterol crescut în corp? Da? Colesterolul ăsta gras, grăsimea asta lichidă în sistemul sanguin. De ce mai avem pietre la rinichi, calculi renali? De ce avem pietre la fier, calculi biliari? De ce ajungem să stocăm rezidu intestinal blocat în colon, între pliurile colonului? Pentru că am dus organismul într-un impas și el nu poate să mai facă treaba așa cum ar trebui să fie, așa cum ar trebui să facă. Adică să fii sănătos, corp, minte, suflet. Foarte fain, foarte fain.
Și, Narcis, uite, pentru că ai menționat de toate aceste sisteme de detoxifiere pe care, practic, corpul nostru deja le are implementate, softul e acolo, trebuie doar să știm să-l punem în funcțiune. Spunem dacă ele pot fi date peste cap și în momentul în care încercăm să consumăm doar mere și suc de varză o săptămână sau diferite diete detox minune care ne promit marea cu sare. Măi, putem să ne punem organismul, nu pe ele, într-un impas uriaș. Pentru că, de fapt, ne luptăm cu un efect și adâncim mai mult cauza. Da? Pentru că majoritatea oamenilor care vor să facă detox nu fac de curățare. Nu vin din zona de clean, vin din zona de slăbit. Și atunci, în momentul în care ții o cură de 20 ceva de zile doar cu sucuri, în care primești doar carbohidrat, rafinat, zahăr din fructoză, da? Chiar dacă este un zahăr natural, fără să primești proteină care să susțină masa musculară, ajungi să pierzi foarte multă masă musculară într-un astfel de proces. Pentru că Dumnezeu ne-a creat fabuloși. Dumnezeu ne-a dat o caracteristică a organismului în care, dacă noi nu-i livrăm cantitatea de aminoacizi, acei 8 aminoacizi esențiali pe care trebuie să-i aducem din exteriorul nostru, adică din alimentație, pentru că organismul nu poate să-i producă, dacă noi aducem o cantitate necesară, demontează proteina din mușchi, o demontează în aminoacizi, își extrage aminoacizi de care are nevoie ca să poată să repare țesuturile vitale ca noi să supraviețuim. Așadar, orice astfel de soluție poate să fie ok dacă o faci corect. Nu vorbim despre prafuri magice, nu vorbim despre pastile care șterg cu buretele ce ai făcut tu 20 de ani, pentru că nu există așa ceva. Stăm într-o fantezie și ne punem viața în pericol masiv. Eu personal am dezvoltat un program de detoxifiere în 2019 după ce am văzut un studiu făcut de School of Health de la Harvard. Un studiu foarte mișto făcut pe cum poți să convertești energia în organism astfel încât să-i dai capacitatea de revitalizare. Da? Putem să ne sprijinim organismul să se curețe prin o alimentație. Dar printr-o alimentație adecvată, care are capacitatea să facă asta și care conține minimul de proteine de care ai nevoie să nu pierzi masă musculară. Pentru că dacă scopul pentru care ții un detox este să slăbești și ții un detox de asta doar cu sucul sau doar cu ceva care nu-ți aduce proteină deloc, te pui pe un cântar normal și te bucuri, yes, am slăbit 7 kg, ce tare sunt 7 kg în 20 de zile, e uriaș. Dar tu n-ai făcut o monitorizare a compoziției corporale să vezi, de fapt, acele kilograme, ce kilograme sunt? Sunt kilograme de grăsime și de rezidu? Sau sunt kilograme de masă musculară? Pentru că în astfel de cazuri îți dau un scris că sunt multe kilograme de masă musculară. Și atunci toată această acțiune se va întoarce împotriva ta cu efectul yo-yo, pentru că ai pierdut masa musculară, capacitatea organismului de a arde calorii. Asta înseamnă masa musculară, înseamnă instrumentul prin care organismul arde caloriile pe care tu le mănânci. În momentul în care instrumentul ăsta este din ce în ce mai mic, capacitatea ta de a arde caloriile pe care le mâncai înainte nu mai există și astfel ajungi să te îngrași mai mult decât ai slăbit. Pentru că n-ai slăbit sănătos, n-ai slăbit corect. N-ai topit grăsimea de care voi să scapi și să elimini acele reziduri care sunt nefolositoare, ci ai pierdut masă musculară. Adică te-ai tras un glonț în cap, în ghilimele, și nu este ok. Ți-ai făcut mai mult rău decât bine. Există prin alimentație să faci într-un mod corect și totodată trebuie să fim foarte atenți la sistemele proprii ale organismului de autodetoxifiere, să le dăm viață, să ne punem în mișcare, să activăm drenajul limfatic, să ne activăm pe noi, să activăm sistemul hormonal, să reglăm glicemia. Asta este sănătatea despre care vorbesc, atât din punct de vedere fizic, cât și mental și sufletește. Pentru că sănătatea este 3D. Sănătatea fizică nu poate exista în lipsa sănătății emoționale. Sănătatea emoțională, fără o conectare cu sinele tău, cu Dumnezeul din tine, nu poate exista nici ea. Tocmai de asta Dumnezeu ne-a creat Trinitate. Corp, minte, suflet. Și e nevoie să ne uităm la sănătatea noastră din această Trinitate. Dacă vrei să trăim viața asta mai mult, mai bine și mai frumos. Narcis, îți mulțumim. Dragilor, acesta a fost săptămânalul The Fabulous Way. Sănătate, corp, minte, suflet. Dacă vrei să fii la curent cu tot ce înseamnă informație nouă în zona de self-biohacking și îți dorești să faci pași mărunți către o viață fabuloasă, apasă butonul de abonare. Iar dacă simți că informația prezentată astăzi este de ajutor și pentru cineva drag ție, nu ezita să-l trimiți și să-l distribui ca să ajungă la cât mai mulți prieteni. Eu sunt Narcisa și împreună cu Narcis vă dorim o săptămână fabuloasă! Fabuloasă!